Astăzi începem seria, deschidem seria defilărilor cu nimeni alta decât cea care a marcat vineri seară prima ediție concept în cadrul competiției noastre. Maria a fost o ediție concept reușită pentru ea, momentul artistic unul cum nu s-a mai văzut până acum în cadrul competiției. Drept urmare, așteptăm să vedem ce urmează în această săptămână. Te invit, Maria! Elinca. Bine te-am regăsit, draga mea, Maria. Mi se pare că ești o altă Maria astăzi și mă bucur să te văd în fiecare zi altfel. Mă bucur și eu. Unde mergi astăzi? Am fost la florărie, mi-am luat niște flori în ton cu gala, cu ediția concept pe care am avut-o vineri. N-ai uitat-o? Nu cred că o să o iei niciodată. Okay. Și nu am niciun plan, mă duc să mă relaxez, să mă plimb și să mă simt bine. La umbra unui cactus. La mama pământ. Cum? La umbra unui cactus, exact. Inca. Da. Bătrân. Bătrân. Sau tânăr. Înțelept. Înțelept, corect. Bun, vino aici, Maria, să vorbim cu fetele despre ținuta ta. Iana. Bună. Bună. Mai sincer, eu nu prea mă dau un vânt după plovărul acela al tău. În schimb, îmi place că l-ai accesorizat și parcă arată cu totul diferit. Îmi place și zona capului și cred că aș fi schimbat geanta la tine. Aș fi pus ori una puțin mai mare, ori puțin mai mică. Nu prea îmi dau seama cum. Da, mai mare, mă duc să mă plimb. Nu știu ce aș putea face cu ceva mai mare. Și mai mică, la fel, nu știu ce aș putea. Mi s-a părut, cum ți-am zis, indicată pentru acest gen de ținută. Andreea. Îmi place ideea lucrului tău, doar că nu-mi plac neapărat piesele, cel puțin plovărul nu-mi place și nici geanta nu-mi place, îmi plac pantofii pe care i-ai ales și fusta, că e transparentă. Ascultăm și prima jurizare din această săptămână. Maria, te invit în fața juraților. Bună seara, Maria! Bună seara! E un look excepțional. Mai am anumite elemente care îmi plac la colegele tale, dar în ceea ce te privește, din cap până în picioare desăvârșit, acest flat iron curls funcționează în special pe segmentul ăsta de generație Z, pe young people, pentru că e aducerea în modern a unui look atât de, să spunem, prăfuit din foarte multe puncte de vedere, încât adus așa cum îl prezinți tu, îl faci să strălucească, îi redai acea glorie de care are nevoie. Pentru mine e de departe, cred că ești singura care a primit de două ori în două săptămâni. Bravo pentru partea asta de beauty pe care o aplaud. Bravo. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Colegele tale trebuie să fie atente la o chestiune care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Aici nu ne referim doar la o ținută sau la un styling. Ne referim și la o concurentă, respectiv tu, foarte atentă la detalii. Dacă am fotografiat acest look și l-am plasat pe un site de street style care se referă la crowd-ul ce populează, nu știu, un fashion week oriunde vrei tu, și restul lucrurilor, am înțelege exact ceea ce vreau să spun. Look-ul și stylingul pe care îl propui tu în această seară este strivitor. Să știi că ești una dintre puținele concurente și nu vorbesc doar de sezonul acesta, vorbesc per total, suntem în sezonul 8, ale cărei apariții le aștept. Voiam doar să te întreb dacă nu te-ai plictisit așa repede
să fii previzibilă, să fii doar cu ținute foarte bune. Am ceva pregătit de greșit, care nu sunt foarte, pe care putem să mâncăm de care nu sunt foarte sigură. A, de care nu ești foarte sigură. Aceasta, da. Deci e nu puțin... trebuia să zici. Trebuia să ne lași să ne bucurăm. Ia uite-o, bă, băiatule, în sfârșit a venit pe strada noastră. Ai greșit, să te felim, să fii mulțumit, să ceva. Sper să nu fie cazul, de ce să mint? Dar, nu cred să fie cazul, pentru că tu mai ai încă un atu foarte important. Știi foarte bine să le scoți din atitudine. Om trei și om vedea, bravo, ai stil. Mulțumesc. Jos pălăria, spun sincer. Am... Bravo, Maria. Mulțumesc. Șapoba, Maria. Exact. Ce bine, am început săptămâna. Felicitări, Maria. Mulțumesc. Vorbește și cu telespectatorii, te rog. Bună. Ei bine, am început săptămâna foarte bine. Sper să o ținem tot așa, să-mi țineți pămânii de acasă și să mă votați la indicativ 12 la 1220. Vă mulțumesc! Eu încerc să nu sar de fericire, că vorbeam cu prietenul meu și zicea, vezi tu să nu sar, să nu faci de-astea. Și zic, nu sar, dar în interiorul meu, da, sar de fericire și mă super mega bucur, pentru că absolut primesc validarea de care am nevoie, pe care n-am primit-o probabil, pentru că în rest nu pot să zic că fac ținute de-astea pe stradă. Maria a fost aleasă pe sprânceană, pe geană, pe fiecare fir din sprânceană aici, despre ce vorbim. Nu, no, e... Maria a venit să facă valuri. Și le face foarte frumos. E Venus din valurile Măria, doar stă și valurile se fac.